Ar fi încercat să fugă de polițiștii de frontieră, dar a fost prins de patrupedul de serviciu. Este vorba despre un bărbat din Ucraina care, pe 21 mai, s-a prezentat la punctul de trecere Briceni pentru a intra în țară. După ce au verificat documentele ucraineanului, oamenii legii au constatat că acesta este dat în căutare de autoritățile din Republica Moldova. Conform legii, polițiștii l-au anunțat pe bărbat despre consem. Când a auzit acestea, ucraineanul a luat-o la fugă spre Ucraina. Bărbatul a fost somat de polițiști de frontieră să oprească pentru a nu fi nevoit să aplice arma din dotare sau câinele aflat în acel moment în serviciu. Toate avertizările au fost evitate și, pe urmă, ucraineanul a fost lăsat cu pedru grom. În scurt timp, inspector chinologa Artur Domnișor și grom au reținut fugarul. Cetățeanul ucrainean a fost predat ofițerilor din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, care urmează să investigeze cazul conform măsurilor legale care se impun.